Premierul Victor Ponta a denunțat felul în care s-au folosit banii din fondurile europene și a acuzat că o parte din aceste fonduri s-au dus către salarii uriașe. S-au constatat pentru 2010-2011 grave probleme de sistem, probleme privind evaluarea proiectelor, privind modul de control al acestora, procentajele de risc adoptate și aprobate și sistemul informatic, am aflat și eu astăzi de-abia, că în urma unui control făcut în ultima perioadă s-a constatat că în sistemul informatic au acces în acest moment încă 350 de persoane care, un acces neautorizat, 350 de persoane care n-au cont și nu au ar avea dreptul legal de a avea acces la sistemul informatic și efectiv la introducerea și consultarea datelor necesare. Ca să vorbesc mai pe înțelesul nespecialiștilor, așa cum sunt și eu, este vorba despre programe în care foarte multe persoane, pentru că vorbim de foarte multe persoane din zona publică și zona privată, au încasat salarii între 3.500 și peste 10.000 de euro lunar. Potrivit premierului Ponta, auditurile din lunile aprilie și mai arată că situația este gravă. Prin posturi au fost semnate în 2010 și 2011 2.500 de contracte în valoare de 2 miliarde de euro, din care doar 6% au fost decontate de Uniunea Europeană. Suspendarea programului va avea un dublu efect negativ. Pe de o parte vom pierde banii de la Uniunea Europeană și pe de altă parte vor trebui acoperite din bugetul de stat sumele din contractele deja aprobate. Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a spus că în câteva zile urmează să sosească scrisoarea de la Bruxelles, care poate conține decizia de suspendare. Când ar putea să fie blocate plățile pe postdru? Imediat ce scrisoarea va sosi. Dacă va conține, ceea ce e foarte probabil că va conține o propunere de suspendare a plăților pe program. Și când ar putea să sosească astăzi? E o chestiune de câteva zile. Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, și cel al Muncii, Mariana Câmpeanu, urmează să prezinte în prima ședință a Guvernului o evaluare a derulării postdru. Ponta a mai spus că Guvernul va încerca să aplice un program de acțiuni prin care să evite pierderea fondurilor europene și că, dacă acest program nu va avea rezultatele scontate, va dispune o măsură radicală de restructurare totală a autorității de management a postdru. Premierul a mai spus că este conștient că o astfel de soluție înseamnă reluarea procedurii de acreditare a autorității de management și pierderea sumelor pentru 2011 și 2013.